Prealabil este clar că ceea ce vizează aeroportul internațional Chișinău, concluziile prezentate de către CNA rezumă faptul că resurse investite de către compania care a preluat drepturile de administrare în concesiune nu sunt resurse proprii, ci sunt resurse care vin din taxa de dezvoltare a aeroportului internațional Chișinău și că mai mult o parte din acești bani nici nu erau investiții în aeroport, ci erau investiții în alte activități conexe, sponsorizarea clubului Milsame sau alte chestii curente. Eu consider aceste concluzii absolut relevante, pertinente și un temei pentru a lansa comisia de care am vorbit și vom aștepta concluziile acestei comisii.